Am deosebită onoare și deosebită plăcere de a vă prezenta o mare scriitoare, o bună prietenă. Atunci când i-am descoperit opera, a fost pentru mine o adevărată revelație și în mod instantaneu mi-a devenit o mare prietenă. Pentru că pentru mine mari scriitori îmi sunt și prieteni. Am scris despre doamna Ana Galina Garaș, impresionată de romanele pe care le-am citit, de broderiile poetice și eseistice. Am să vă vorbesc, am să și citesc din eseul pe care l-am scris. La un deceniu după controversatele evenimente din decembrie 89, s-au impus câteva nume de autentică originalitate și destoinicia scrisului, creându-se un fel de miracol scriitoricesc. Un loc bine consolidat îl ocupă scriitoarea Ana Galina Garaș, deopotrivă prozatoare și poetă, cu un discurs pe cât de impetuos, pe atât de rafinat, dovedind un talent nativ de mare forță. Doamna Ana Galina Garaș vine cu o operă literară convingătoare, conturată, trăgându-și seva din buna tradiție și zestre de inteligență, har și bun simț al poporului român, toate acestea cizelate și călite în focul jocului de-a viața. Deci am spus în focul jocului de-a viața, pentru că așa se numește unul din marile romane pe care doamna Ana Galina Garaș ni le-a dăruit. În câteva cuvinte, nu vă voi povesti romanul, ci am să vă spun câteva cuvinte despre esența acestui extraordinar roman. O tânără intelectuală, tânără și frumoasă intelectuală din România, alege drumul exilului, să-și urmeze soțul. Doamne, cu ce pleacă din țară? Pleacă, într-o mână ține un geamantan, de cealaltă mână ține copilul, un băiețel de câțiva ani. Se duce la Bruxelles, unde soțul, de atunci un mare pictor, îi făcuse chemarea. Dar tânăra își dă seama că această căsnicie este de fapt destrămată. Demnă, inteligentă, alege drumul greu al vieții, al jocului, așa spune dânsa, cu viața, de fapt, al unei lupte crunte cu viața, să-și câștige existența și să-și întrețină fiul. Dar cu ce mai pleacă tânăra Ana din țară? Pleacă cu un bagaj, cu o zestre extraordinară, cu o educație primită de la părinți, de la bunici, mari gospodari ai satului Domașnea din Banatul românesc. Pleacă cu o zestre de inteligență, de har scriitoricesc, de cultură, erudiție. Știe să se poarte cu oamenii. O hărnicie este neîntrecută în hărnicie. Ei bine, cu această zestre, tânăra noastră se aruncă în focul luptei cu viața. Nu își propune să ajungă un mare om de afaceri, așa cum ajunge până la urmă. Nu își propune să ajungă o mare scriitoare, așa cum ajunge până la urmă. Nu își propune decât să-și întrețină copilul și să-l vadă urcând pe o treaptă socială cât mai sus. Într-adevăr, băiatul ajunge un mare pictor, întâlnește un om deosebit care știe să o iubească și să o aprecieze, cu care se recăsătorește. Este o carte formidabilă, este o carte de suflet, o carte în care încetul cu încetul, pas cu pas, de la pagină la pagină, descoperim frumusețea neasemuită a sufletului femeii române. Ce aș vrea să vă mai spun? Este o carte care împletește foarte bine evenimentele și lupta cu viața cu amintirile din țară. Amintirile din țară devin niște coloane de lumină care o susțin pe tânăra care nu se mai poate, la vremea respectivă nu mai avea nicio șansă să se întoarcă din exil, pentru că ceruse azil politic, să se întoarcă în România, nu poate nici să se întoarcă să-și conducă pe ultimul drum părinții. Și acea durere extraordinară este sublimată într-o iubire fantastică și în amintirile extraordinare
pe care își sprijină sufletul, pe care își sprijină zilele. Pe de o parte, romanul împletește pe de o parte activitatea de zi de zi, diferitele tipologii umane pe care le întâlnește la salonul de excepție de sănătate pe care îl are în Bruxelles. Și povestește cum începe afacerea. Nu se gândește la o mare afacere, dar ajunge prin muncă și cinste. Ajunge acolo. Cunoaște diferite tipologii umane. Povestește despre întâmplările din viața oamenilor pe care îi cunoaște și imediat își aduce aminte și amintește de lumea satului Domașnea. Ne descrie fantastic de frumos satul. Livada ca spațiu sacru. Livada devine un spațiu sacru, un spațiu al odihnei, un spațiu al închinăciunii. Copilăria sa frumoasă, chipul luminos al bunicii, chipul părinților, al mamei, al tatălui, întâmplările din sat. Și uite așa alternează viața pe care o duce acolo, oamenii pe care îi cunoaște acolo, cu întâmplările pe care le are în amintirea sa. Aș vrea să mai spun câteva cuvinte. Da, așa este când nu citești și vorbești. Aș vrea să mai spun câteva cuvinte despre un alt roman al doamnei, Liber să iubim. Cu această ocazie afirm pe deplin convinsă că doamna este o scriitoare polivalentă și am să vă explic de ce și am să citesc. Aș vrea să scot în evidență virtuozitatea scriitoricească a doamnei Alina Garaș, valențele capacității sale creative în plan literar, pentru că în timp ce prima carte pe care am prezentat-o tratează în special partea psihică, stările sufletești, prin care trece eroina cărții, cea de-a doua se referă la dreptul și necesitatea de a iubi trupește. Stările sufletești ce le implică și împlinirea pe care le aduc acestea personalității la modul general, inclusiv sufletește. Liber să iubim este un roman atipic împărțit în povestiri care se succed, cum s-ar zice, una dintre alta. Scris cu multă atenție, sinceritate, curaj, fără false pudori, în același timp cu o notă de discreție. În fapt, prin povestirile respective, analizează în plan psihologic impactul împlinirii sau neîmplinirii trupești asupra personalității individului. Printre rânduri înțelegem lipsa de realism a unor cutume care s-au imprimat în mod greșit în conceptul tradițional. Desigur, nu aducem în discuție harul monahal, care este cu totul altceva și care ține de voința divinității supreme, ca orice alt har. Este o carte și aceasta foarte interesantă, ușor de citit, cu multe cunoștințe în plan filozofic și al unor concepții și tradiții aparținătoare și altor culturi decât a noastră și care reconfirmă talentul, inteligența, erudiția scriitoarei Ana Karina Garaș. Câteva cuvinte doar aș vrea să spun. Exprimarea literară din romanele și poeziile și eseurile doamnei este curată și expresivă, fără prea multe broderii stilistice, folosită de autoare în povestirile realității imediate, se conjugă complementar, deși prin contrast, cu cea înflorită de un penel bogat în metafore și îndrăgostit de natură, prin descrieri măestrite atunci când intră în lumea paradisiacă a amintirilor a satului. Curgerea firească a narațiunii, farmecul neîntinat al povestirii, sinceritatea, dar și discreția, rafinamentul, dar și devoalarea adevărului, naivitatea, dar și tăișul inteligenței, cele două planuri, cel activ al realității și cel pasiv al amintirii, ce se desfășoară când paralel, când întrețesut, aducând în atenția cititorului două frește total diferite ale omenescului, elementul de legătură fiind chiar personajul principal. Ana, povestitoarea, atribuie o valoare incontestabilă acestui minunat roman Jocul de-a viața, dar o felicititorilor și un poet omagiu într-un neuitare adus cu talent și devotament satului bănățean, reper de frunte al românismului.
Vă rog să mă credeți, prea puțin v-am vorbit despre opera acestei minunate scriitoare, pe care vă rog să o aplaudați și ale cărei cărți vă rog să le citiți.